parada de primăvară a Retro Mobil Club România, al cărui președinte de onoare este regele Mihai, a scos pe șoselele din 26 de județe peste 2000 de automobile istorice. Colecționarii buzoieni le-au adus pe platoul din fața primăriei pentru a putea fi admirate și fotografiate de concitadinii lor. La Buzău ne avem platoul Dacia, avem în jur de 32 de autoturisme din anii 40, 50, 60, 70 și 80. Cea mai veche mașină poate să fie un MG din 53, urmată de motociclete, Renault-uri, 2 CV-uri, Plymouth-uri, modele americane, modele nemțești. Este prima ieșire la asfalt a colecționarilor, dar numeroase alte activități automobilistice vor ține în stare de funcționare bătrânele motoare ale frumoaselor istorice. Acest IMS-ul, spre exemplu, este fabricat în 1969, chiar i-am inscripționat pe bara din față, fabricat în România. Este original 100%, niciun fel de modificare, pentru că Clubul Retromobil nu admite autoturisme, mașini sau alte vehicule care nu sunt originale. Sunt foarte multe evenimente. Agenda este foarte încărcată a Retromobil. La Buzău va fi, am hotărât pentru 5 august, undeva în zona facem Monteoro, de acolo urcăm la releu la dealul Istrița, unde montăm și tabăra. Anul trecut am avut în luna iunie, nu ne-a ajutat prea bine timpul că a plouat, dar au participat 23 de IMS-uri, ceea ce o participare destul de mare. Automobilele de epocă, preparate special pentru această primă expunere a lor din an, au atras sute de buzoieni, care le-au admirat, le-au studiat îndeaproape și și-au făcut selfie-uri cu ele. Cei mici au fost de-a dreptul fermecați, iar adevărații fani au venit cu mini-automobilul cu pedale pentru a fi în ton cu evenimentul. Ferchezuite, lustruite și cochete, bătrânelele pe patru roți s-au prezentat excelent și au pozat ca la prima tinerețe, deși cele mai tinere dintre ele trebuie să numere minim 30 de ani de la fabricație. După parada de toamnă, ultima din an, automobilele vor fi pregătite pentru sezonul rece și vor intra la adăpost pentru hibernare.